În cadrul conferinței de presă care a avut loc astăzi la sediul PNL Gorj, actualul președinte al filialei, senatorul Ion Iordache, a acuzat Ministerul Transporturilor de un atac foarte grav la buna funcționare a complexului energetic Oltenia prin ordonanța ce prevede ajustarea prețurilor la transportul feroviar de cărbune. În condițiile în care această ordonanță ar fi aprobată, cheltuielile complexului energetic Oltenia privind transportul de cărbune s-ar majora cu 300%, susține Iordache. Privește ajustarea prețurilor la transportul feroviar de cărbune, în care ordonanță, bineînțeles, emisă de Ministerul sau inițiată de către Ministerul Transporturilor, s-a prevăzut actualizarea prețurilor din contractele pe care le are CFR cu complexurile energetice pentru transportul cărbunelui. Prin această actualizare se mărește prețul sau cheltuiala pe care o are complexul energetic Oltenia cu transportul cu 300%. Din nou, un atac foarte grav la buna funcționare a complexului energetic Oltenia și la, bineînțeles, mărirea cheltuielilor pe care le au și automat și a costurilor de producție a megavatului, dar și posibilitatea pe care o aveau în această perioadă complexul energetic Oltenia de a putea să înceapă să facă și retehnologizări și să acorde venituri mai mari pentru salariați și condiții de muncă mai bune, automat șansa aceasta se diminuează dacă această ordonanță va rămâne în vigoare după ce va trece prin Parlament. Senatorul a declarat că nu a stat cu mâinile în sân și ieri, 6 decembrie, a depus amendamente în baza cărora ordonanța deja întocmită să fie modificată și astfel complexul energetic Oltenia să nu fie afectat. Am intervenit ieri cu colegii parlamentari de la Partidul Național Liberal. Ieri a fost comisie la Senat, Comisia de Energie. Inițial, cu excepția Partidului Național Liberal, toate partidele sau toți senatorii de la celelalte partide au fost de acord cu ea. Am lucrat niște amendamente împreună cu cei de la Complexul Energetic Oltenia și au fost depuse ieri în ședință, care amendamente ajută la a nu mai actualiza atât de mult cum este această ordonanță, adică cu 300% prețurile, și a fost în final aprobată în unanimitate, ieri votată în Comisia de Energie. Deci ieri s-a rezolvat un prim pas pentru a elimina această ordonanță sau aceste prevederi din ea, care este o povară extrem de mare pe umerii complexului energetic Oltenia.